Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit o știre cu doi vloggeri din Canada care promovează ciorba de burtă. Ce tare! Spun că are legătură cu micii, pentru că și micii lui Hepa au fost foarte promovați internațional în vreo două bloguri celebre. Asta mă, că au apărut pe agențiile de știri. Prin New York Times, adică... Da. Deja capătă... S-a dat și interviu, adică e... Da. E peste noi ca notorietate. E mare lucru, pentru că dacă oriunde călătorești în lume, dacă dai o căutare pe Google, găsești locuri de genul ăsta, așa cum sunt mici în obor, găsești tot felul de lucruri pe care le poți mânca în diverse destinații turistice, lucruri nu la restaurant, ci în ceva tipic din zona respectivă, mai ales în locuri de-astea, cum ar fi piața, cum e și cazul nostru, sau alte localuri de-astea mai sordide, nu de lux sau nu stele Michelin sau alte fițe. Și ce zic vloggerii de ciorba noastră de burtă? Și vloggerii zic că e viața. Este cea mai bună de la vest de New York. Dar au descoperit-o la noi sau undeva? Au mâncat undeva în Canada? Păi nu la noi. Au fost aici în România, au stat ceva vreme, am înțeles că au stat de pe când era pandemia și au postat vreo 90 de filmulețe despre diverse locuri și experiențe de la noi din țară. Și vreau să vă întrebăm și pe voi, prieteni, dacă tot v-ați reluat, cum spuneam, drumurile către școli, și ne pare rău pentru asta, dar asta e viața, sunteți captivii noștri, ce mâncare credeți că e categoric de promovat pentru vestici? Adică un om care vine, nu pentru vestici, pardon, pentru turiști. Un om care vine în România, în afară de mici și de ciorba de burtă, ce ar trebui să nu rateze din punct de vedere culinar? Vrei să începem noi sau... Care e lucrul ăla pe care n-are voie un turist de mâncare, orice, să-l rateze dacă trece prin România, da? Zacusca. Mie mi se pare că zacusca aia făcută în casă. Aia corectă, scăzută, da. Aia n-ar trebui să lipsească dacă e să vorbim de o degustare. Și dacă e tot în zona asta, salata de vinete, aia cu ceapă. Depinde, acum e chestie de gust, știi? Am observat că străinii habar n-au despre șorici. Când am explicat unui străin că e pielea porcului, înțelegi? S-a uitat la mine și zice, mănâncă tu întâi. Normal. Înțelegi? După care a gustat și s-a părut delicios. Deci, uite, pe acolo m-aș. Dar zacusca neapărat ar trebui. Adică mici, zacuscă, ciorba de burtă, aici și pe gustul meu, ca să zic așa. A luat foc ăsta. Uite, deja văd de 6 ori papanași. Repede, așa, în 10 mesaje, 6 sunt cu papanași. La fel cum văd fasole frecată cu usturoi. Ceea ce nu e o idee rea. Hai să vedem. 0728-3132. Așteptăm mesajele voastre și revenim cu ele în câteva momente. La noi în țară, pornind de la micii din obor, bineînțeles, dar și de la o știre care a apărut în Adevărul, despre doi vloggeri canadieni ce promovează puternic la nivel internațional ciorba de burtă. Ei au locuit aici în România mai bine de un an și au făcut foarte multe filmulețe despre locuri de vizitat și experiențe de avut la noi în țară, care fac foarte multe vizualizări. Se numesc Jetlag Warriors, cei doi youtuberi, și așa canalul lor cumva, Steve și Ivana. Oamenii au revenit în Canada după mai bine de un an, cum spuneam, petrecut în România, și au spus că cele mai mișto experiențe culinare pe care le-au avut au fost micii și ciorba de burtă. Și un meci de fotbal. Mi-a scris Călin și mi-a adus aminte că i-am văzut și eu. Au fost la FCSB Rapid, când a bătut Rapidul. Că atunci bătea. În Giulești. Da, pe Arena Națională. Pe Arena au fost? Da, în primul sezon când Că nu era gata stadionul. Au stat ceva vreme aici. Au zis că le-au plăcut atât de mult aceste două feluri de mâncare, că au învățat și cum să le gătească pentru a le face la ei acasă. Și i-au gătit mamei băiatului ciorbă de burtă și femeia a zis că n-ar fi gustat în viața ei așa ceva, dar că trebuie să recunoască că este foarte bună. Ei au mâncat la Cluj ciorbă de burtă, într-un local în care au servit și varza la Cluj, care de asemenea i-a impresionat profund, au asemănat-o cu sarmalele, cum e și normal. Și acum vă întrebam pe voi ce altceva este de neratat pentru un turist venit în România. Fii atent. Stai așa, ca să dăm drumul și la mesaje.
Piața bună, băieții! Apoi dacă vine careva prin, la noi prin Bihor, n-ai cum rata o ceapă verde, o brânză așa semi-sărată și cu o bucată de clisă afumată și o bucată de șuncă afumată și, bineînțeles, 2-3 pahare de pălincă de alea de 60 de grade. Și apoi nu te teme numai să vezi, trai bun. Viața bună mai departe. Ciao, ciao. Bă, nu e o idee rea. Uite, mi-am lăsat aminte, cercetând mesajele venite în dimineața asta, de piftie sau răcitură, cum se spune în Moldova. Corect. Ciolan cu fasole apare în foarte multe mesaje. Ciorbă de fasole în țest. De asemenea, e unul dintre preparatele favorite ale ascultătorilor noștri în dimineața asta. Tochitură moldovenească. Salată băf, evident că este omniprezentă. Slană friptă la jar cu ceapă roșie. Adevărul e caracatița de slănină. Da, e adevărat. Este de asemenea un preparat de neratat. Da, e nenorocire. Mai ales că pentru străin porcul în general e un preparat exotic. Adică în puține țări se mănâncă porc așa cum se mănâncă la noi. Că spuneai mai devreme și de șoriș, toate astea pe bază de porc sunt experiențe exotice pentru cei mai mulți dintre turiști. Da, ia să mai vedem. N-ar trebui să rateze ptiroștele. Este o mâncare făcută din aluat și cu varză călită. Nu e rău. Da. Colivă. Coliva apare în nenumărate mesaje și cei drept a ajuns până la urmă să fie și desert. Coliva se găsește în anumite cofetării. Am văzut mai nou și înghețată cu gust de colivă. Ardei umpluți, ciorbă rădăuțeană. Ciorba rădăuțeană, o să vorbim și despre ea, că apare în Taste Atlas, o publicație de-asta care încearcă să acopere cât mai multe gusturi și zone culinare, dar într-un episod viitor. Într-un episod, uite, Călin ne-a scris, zice, dacă un străin trece prin România, e musai să treacă pe la mama. Să pape cozonac și sarmale, făcute de către ea. Nu că e mama, dar face ceva senzație. Fără mișto, sunt 100% sigur că vă ascult acum. Dacă îi cereți mâine dimineață, vă treziți cu ea la sediul radioului, cu oala de sarmale și cozonaci. Hrănește pe toată lumea. Călin, n-aș fi citit mesajul ăsta dacă nu dădeai și ultima parte. Doamna mama lui Călin, stați acasă, nu? Da, stați că acasă, George nu am glumit. Și-a luat amploare și trebuie să slăbim. Eu sunt și eu un pic... Da, mi se spune amploare. La formele inițiale după vacanța asta, așa că lăsați-ne liniștiți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.